Care dintre conducători se face vinovat de producerea acestui accident? În această situație, doar 3 conducători din 6 au efectuat virajul la stânga regulamentar. Virajul la stânga în această intersecție se permite doar din banda 3. Cu toate acestea, vinovat de producerea accidentului este conducătorul vehiculului albastru, deoarece la preselectarea benzii de circulație nu a cedat trecerea vehiculului roșu, care deja circula în aceeași direcție pe această bandă. Un sfat pentru toată lumea. În astfel de situații, efectuați virajul la stânga direct în banda dreaptă. În acest mod pot fi evitate situațiile de accident cu cei care virează la stânga neregulamentar. Dacă conducătorul vehiculului albastru, după intersecție, avea intenția să vireze spre dreapta, ar fi fost mult mai bine dacă la ieșirea din intersecție ocupa banda întâi și astfel mai tăia din pofta celui din vehiculul roșu care vira neregulamentar.